Germania a exclus România de pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, de pe data de 2 iunie, românii care merg în această țară scapă de măsura carantinei, dacă prezintă un test negativ COVID-19, dacă fac dovada că au trecut prin boală sau au fost vaccinați împotriva coronavirusului. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a fost scoasă de pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat la data de 23 iunie, însă noile condiții de călătorie se vor aplica de miercuri 2 iunie. De asemenea, pe data de 23 mai, Ungaria a ridicat restricțiile pentru călătorii români care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID-19. Totodată, Spania își va deschide granițele de pe data de 7 iunie persoanelor vaccinate.